Salutare! Am venit, am pescuit pe râul Mureș. Dar normal că nemai fiind pe aici, nu știu unde să stau. Da, mă duc, mi-a zis omul ăsta că ar fi apă mai adâncă, ori mai în jos, ori mai încolo în sus. Mă duc mai în sus, e o măsuță faină acolo. Sau așa am văzut la depărtare, acum nu știu sigur. Deci Mureșul ok, pare ok, adică pare pescuibil. Nu credeam să-l mai văd anul ăsta pescuibil. Deci chiar e ok, locurile sunt super faine pe aici. Dar nu, nu prea, pescar nu prea sunt, asta înseamnă că totuși nu se prinde cum trebuie. Pe aici iarăși ceva locuri. Ia să vedem. Bine, ce faci? Eu cred că chiar aici e masa aia pe care o vedeam. Ia să vedem. Acolo a sărit un pește. Oare asta e măsuța pe care o vedeam de acolo? De unde e omul ăla, da. Da. Îmi place locul ăsta, că stă apa și sigur e și adâncă. Și în plus am văzut și un pește serin. O să încerc aici. Pentru prima experiență pe anul ăsta, așa cum trebuie, pe râul Mureș, încerc aici. Îmi scot sculele, mă instalez cu două fidere, frumos. Și cu un băț sau două o să dau și după pește mai mare, să văd ce iasă. O să vă arăt după aia monturile, până un altă mă instalez, că este destul de târziu deja. Bun, mi-am făcut monturile. O să folosesc două monturi clasice cu coșuleț. Cu asta am mai sondat, cu coșulețul ăsta am mai sondat un pic. Și mi s-a încălcit acolo, nu contează. Dar cum am făcut eu? Am aruncat coșulețul, am unul mai mic, cu care o să dau mai la mal, și ăla e mai mare. Ăla de acolo e mai mare. No, bun. Cum fac? Lansez coșulețul mai mic aici, mai la mal, pentru că apa este foarte mare. Am sondat și cu plumb. Chiar după ce mi-am pus bețele, am sondat câteva minute și apa este destul de mare. Eu zic că are între 2 și 3 metri. Aici la vreo 15 metri de mal și mai încolo probabil mai mare, că e curentul mai puternic. Dar și aici tot am un coșuleț mic de 30 de grame și stă fără probleme, deci nu este curent mare. Ia să vedem mai încolo. Oricum nu o să pescuiesc atât de departe, decât cu ăsta mai mare, cam pe la distanța aia o să dau. Dar uite, și chiar și ăsta, coșulețul ăsta mic, stă. Acolo sunt la vreo 16-20 de metri și stă și ăsta mic. Deci curentul nu este mare. Oricum, cu ăsta mic, cu coșulețul mic, o să dau un pic aici mai în jos, dar aproape de mal. Și cu ăla mare dau un pic mai în larg. Cam asta o să fie tactica la coșulețe. Am un forfac de vreo 70-80 cm. Și montură clasică la coșuleț. Și un câlig mic, numărul 14. Adică nu, destul de mic. Nadă. Ce-am făcut cu ea? Deci o să pescuiesc cu nada asta pentru novac și fitofag. Pentru că o să fac și două bețe la fitofag. Și pe alea o să pun monturi exact ca pe Timiș. Adică o să pun momitoare mari
O să pun momitoare mari și o să dau la Techno Puffy din ăla, pufuleț din ăla, din polistiren, boabe de polistiren. Și cu ele, cu alea la fitofag, o să dau un pic mai departe acolo. Dar nu, urmează să le fac și de alea munturile. Mai pun și un aditiv de ananas. Asta-l pun așa tot. Bun. Mai bine, mi-aduc apă. Așa, ceva. Opa! Dau cu nada asta pentru că am prins la ea pe Timiș și câteva mrene. Nu, și poate intru și aici mreană. Am prins la nada asta și caras, și plătică, și de toate. Deci, și aici sunt și carași, și plătici, și batcă. Batcă din aia cred că n-am mai prins niciodată. Dar mi-a zis cineva că este. Bun, asta e nada. Nada fain. Miroase super fain. Așa. Trebuie să o amestec bine. Bun, și la cârlig o să folosesc la coșulețe 2-3 vieri. O las un pic nada să-și treagă apă și mă pregătesc să fac și un sfârșit primele lansări, că imediat vine seara. Bun, cum am zis, am un cârlig mic, numărul 14. Pun așa 2-3 viermi. Cârligele sunt noi, în țeapă de numă. Deci pun așa 3 viermi. Am aici un coșuleț, cum am zis, de 30 de grame, mic, pe care am și călcat, dar e rezistent. Deci, cam așa. Cu ăsta dau aici mai aproape de mal. Și cu ăla mai mare exact la fel. Da, apa are cam 2-3 metri, zic eu, poate și mai mult. Nu, bun. Și cam asta e șmecheria. Îl bag și pe ăsta la alt, identic. Și cu ăsta dau un pic mai larg. Să vedem ce o ieși. Da. În asta de la mal tot dă. Cât am lucrat acolo. A tot dat în el. Dar mi-a curățat viermii. Dar de ce e mici? O să-l dau un picuț mai departe. Că parcă prea dau ăștia mici.
Bun, cam așa. E bine că stau coșulețele fără probleme. Bun. Am terminat în sfârșit și montura pe un băț cu care o să dau teoretic după fitofag. Am nadă aici multă, un omitor mare, un forfac de 7-8 cm, se vede că el n-are cum să se încălcească. Și pe un fir de păr am prins o babă de polistiren. Acolo am fiderele, la ea ciuguleț că e mici, la fidere. Nu dau departe. Da, cum am zis, apa e destul de mare. Nu dau departe deocamdată. Dar dacă trebuie, mă duc și mai departe, văd eu. Dacă chiar nu am activitate deloc. No, mă bucur că l-am făcut și pe ăsta. Și poate, poate intră și ceva mai mare. Bine, e cam greu că toată lumea, ia uite, ceva răpitor răpește acolo. Bine că am și bățul de spinning, cred că l-am. O să dau un pic și la spinning. O să dau cu ceva, văd eu. Ori cu oscilantă, ori cu rotativă, văd eu. Dar mai pe seară, așa sau... Poate chiar imediat mă duc acolo, chiar repește în continuu. Am scot imediat bățul de spinning. No, și atunci, pe seara asta încerc doar cu un băț, așa la pește mai mare. Și cu fiderele la ce intră? La fidere mai tot dă în ele. Oh, o să mă pun imediat și pe fidere. Dau bleții de numă în ele. Cam gata pe prima seară. N-am prins niciun pește, adică am prins 3 din ăștia mici, mici, obleți. N-am avut nicio trăsătură de pește mai serios. Dar mai vin și mâine seara. Aș fi stat și peste noapte, dar... nu știu. Poate data viitoare, acum nu prea am venit pregătit să stau peste noapte, dar o să stau curând. Nu, cam asta e pentru seara asta, o să vin și mâine seara. Ce bă de aici? Ia uite cum merge. Venit pe Mureș,
34 de grade, 35 de grade mi-arată uneori. Astăzi o să am mai mult timp de pescuit, ieri am pescuit doar vreo 2 ore și ceva. Și din ce am văzut la Viermuș, mi-au intrat, îmi trăgeau foarte mult obleții sau ăștia mărunți. Și nu știu ce să fac. Oricum astăzi îmi fac clar 2 bețe pentru pește mai mare, teoretic. Adică o să pun, pe unul o să dau cu porumb, natural, normal. Și cu, pe unul o să dau cu biluță de polistiren, poate intre vreun fitofag. Ieri n-am avut nicio intenție la pește mai mare, dar să văd astăzi. Ce o să fac astăzi, o să parchez mașina acolo unde am parcat-o ieri, dacă este liber. Și o să mai merg să mă mai uit așa de niște locuri mai încolo. Sau poate o să merg chiar cu mașina un pic, să văd ce mai este mai încolo. Asta e problema, că este foarte, foarte cald. Dar locurile chiar sunt faine pe aici. Adică sunt locuri cu potențial. Bine, eu acum fac așa partidele astea scurte. Astea două o să fie. Dar cum am zis, e ocupat aici. Să vedem. Salut! Merge ceva sau de-abia ați venit? Dar cu ce dați? Cu râmă? N-avem de cuptor. Am dat și eu ieri cu viermi, dar mor nenorocite aia mici. Da, râme mari, râme groase, negre, râme groase. Dar dați la somn? Da. Oare la porumb are rost să dau? Am încercat și eu acum, am băgat și porumb. Da, ați prins la porumb? Ați mai fost pe aici? Că eu n-am mai fost, de asta întreb. Am fost, dar pe partea mai în jos. O luau crap. Amur sau ce? Plătică, la doar la râmă, nu la porumb. A. No, fir în... Da? Da, da. Fir întins, da, bine. Mă duc un pic mai încolo. Așa, aș fi avut loc și aici, aici, dar mă duceam aici mai în dreapta lor. Da, nu-i bai, cu ocazia asta mai văd și alte locuri pe aici. Locurile, cum am zis, sunt chiar frumoase, adică sunt locuri cu potențial fain. Sunt pe aici ce. Pe mine mă interesează locurile astea așa mai adânci. Nu mă interesează deocamdată locurile unde se prinde mreană. Adică alea pietroase, așa. Mă interesează locurile mai adânci. De aici se mai strică drumul. Aici apare ceva interesant.
Pare interesant, dar nu, mă mai uit și mai în sus. Și dacă e, mă întorc. Bun, am găsit locul ăsta care este interesant, pentru că am și umbră. Da, este pietriș din ăsta. Nu știu, la feeder poate ar fi mai multe șanse să intre ceva mai mare. Văd că mai sunt niște pescari mai încolo, mai în sus, pe partea asta dreaptă. O să merg până la ei să văd dacă la ei. Oricum, cu mașina mai încolo nu se mai poate merge. O să bag mașina aici la umbră. Aici o să fie umbră până diseară. Și mă duc un pic prin pădure până la pescarea aia, să văd ei ce-au făcut. Sănătate! Ce face? Strângeți? Am venit la pescuit, dar caut și eu locuri, n-am mai fost niciodată. Cum? Zic, n-am mai fost niciodată, se prinde pe aici. Stau de azi dimineață, stau. De așa stau în apă, de azi dimineață. Eu mă duc mai încolo. Cum? Nu, eu zi... am oprit mai încolo. Da. Și n-ați prins nimica? Azi nimic. Dar zilele astea? Colegul, am luat ceva, plătiți. A, plătiți și... Da, crap, somn. Eu am venit din Deva. Am zis să mă uit dacă se prinde, dar nu prea. Oare are rost să dau cu porumb? Ce zici? Am văzut jos, vedeau oamenii cu râme groase, cu... Da. Probabil. No. Mulțam. Fii întins. Nu se prinde. E apa foarte caldă. Și e foarte rău când... Cum îs eu, adică... Nu cunosc locuri, nu știu. Nu. Asta unul la mână, doi la mână. E apă sălbatică aici, ca pe Timiș. Prinzi după ce se nădește locul. Deși pe Timiș, de exemplu, mi s-a întâmplat că am ajuns pe râu și noaptea aia, de exemplu, în prima noapte am avut doi fitofași mari scăpați și a doua zi, de exemplu, am prins. Deci pe Timiș am prins repede. Dar aici nu cred, nu cred că se aplică, nu cred că sunt atâția pești. Adică nici vorbă. Ce o să fac? Îmi fac, adică dau cu coșulețele la feeder și insist la vieni. Dau aici în zona asta, unde am zis. Ia uite-ți. Deci aici s-a prins un pește mare. Ia uite-ți solzii. Și recent. Și ăștia par a fi solzi de amur, de crapă.
Amur. Poate zona asta e bună, bunicică, pentru că intră râulețul ăsta și cât e el de mic, dar contează. Deci cum o să fac? O să dau în partea asta în stânga cu un băț la pește mare, în dreapta acolo tot cu un băț la pește mare și cu fiderele mă pun cu amândouă aici în față. Ar fi fain să prind ceva. Astăzi, cum am zis, pescuiesc vreo 3-4 ore. Ieri am pescuit doar nici 2 ore, cred că n-am pescuit. No, să văd cum o fi. Mă instalez repede, sau cât pot de repede, și încep să pescuiesc. Și totuși, îmi face cu ochiul și locul ăsta de aici. Da. Aici chiar s-a stat. Iată, ți este amenajat cât de cât. Și pare chiar un loc fain cu apa adâncă. Deci bețele la pește mare aici le pun. Aici le pun. Deci astea sunt locuri faine. Trebuie să vin eu aici și să stau mai mult timp. Ia uitați și aici ce frumos e. O să-mi pun un băț, că eu oricum am senzori și stație și le aud. Chiar dacă stau acolo, să dau la feeder. Și o să pun un băț aici la copacul ăsta, un băț la pește mare. Și unul aici unde e locul ăsta amenajat. Da, așa trebuie să fac. Deci unul aici. O să-l pun unul aici și unul la copacul ăla. O să vă poate... Probabil că pot să-l lansez de aici până acolo. Bun, vreau să am neapărat o montură acolo la copacul ăla căzut. Și aici, ia uitați ce fain stă apa. Aici ar trebui să vină crapi. O să și nădesc și dau așa aproape și oricum bățul lasă aici și eu plec. Bun, aici am combinat mai multe tipuri de nadă de la Sensor Planet. Îmi trebuie multe nadă că vreau să dau să și nădesc acolo la pești mari. Și o să mai bag și astea, microsemințele astea. Microsemințe preparate natural, deci tot de la Sensor Planet. Îl bag și pe astea pe toate. Așa, acum mi era bună găleata mai mare.
Aici apa e, pare cald, rece. Tocmai pentru că vine râul ăsta mic. Ce faceți aici? O grămadă. Băi, șerpilor. Voi de unde n-ai bața părut? Mamă, ce m-a speriat. Băi, ori auzit agitați și ori vine șerpi. Bineînțeles, asta se face într-o găleată mare. E mai ușor. În locul meu e că multă din nadă era făcută de ieri. Deci pot să fac. Cam asta o fi. O să fie nada. O să și nădesc pe câțiva bulgări acolo. Deci nada mea va fi colată bine. Adică o să se desfacă greu. Nu. O mai amestec și mi-aduc bețele să trec la treabă, că iară pierd timpul. În nada asta să mai pun și usturoi. Usturoi granulat. Asta e foarte bun. Hai. Nu, aia e nada mea. Nada mea e ca o... ca o mămăligă, o să mă și arăt imediat. Așa ceva. Am aceeași montură de ieri. Pun o cantitate mare de nadă tocmai ca să-l pot lăsa mai mult timp aici. Ia uite ce mișto-i nada cu microsemințele alea. E perfect. Pe celălalt băț o să am o montură identică. Deci o să am o montură identică cu asta, doar că o să am o boabă de porumb sau două prinse acolo, în loc de polistiren. Uite. Asta o să-l dau înspre salcea aia acolo. Uhuhu. Coborât o grămadă. Pot lăsa fără frică aici la mal, pentru că eu oricum nu o să fiu aici, dar o să-l aud dacă trage. Aici, din câte văd, apa stă, vine așa, cumva. Nu. Face un nor fain, nada. Se vede că apa stă, că norul nici nu se deplasează. Sper să am noroc până diseară. Mi le pregătesc și pe celelalte și să vedem.
Bun, am pregătit și bățul ăsta. Deci am aici, pe bățul ăsta, tot așa o gogoloaie mare de nadă și cu trei boabe de porumb puse pe fir de păr, porumb din ăsta Sensor Planet cu aromă de usturoi. Deci asta este. Așa. Puse simplu pe un fir de păr. Asta o să-l dau tot aici așa. Chiar lângă copacul ăsta. Aici apa este mult mai mică față de acolo. Se văd, poate vin pești și mai la mal. Și mai târziu, dacă n-am aici niciun semn de viață, îl dau un pic mai în larg. Dar cum am zis, tocmai pentru că eu plec de aici, s-ar putea să vină pești și la mal. Deci ei nu o să mă simtă pe mine aici. Nu. Așa. Hai, bă, amurul tău, să te... Ia uite. Incredibil, frate. Ia uite ce-am prins eu. Incredibil. Dai mă, boule, drumul. Și nici nu vrea să-i dea de mine. Așa ceva n-am mai prins. Ia uite. De-abia acum i-a dat drumul. Nu, așa ceva n-am mai pățit. În apă. Deci, mie îmi convine așa. No. Faină treabă. No, boy.
plănuiți să stați mult, a? Da, mult. Două zile. A, două zile. Da, pe domnul sâmbătă, duminică. Mai venim numai la greșeală, la grătar, la alea și... Nu, cred că până vine să duminică. 3-4 zile. E bun. La astea încă nu vrea nimic. Uite, du-te repede. Asta nici trebuie să trebuie. Stai, mulac. Om? Ce pui mei, mă? Ce mișto a tras, da. Nici nu-mi dau seama la care a tras. Uite, vezi cum am untura. Aha. Multă nadă și ea stă sus, așa. Cârliguri. Am reușit performanța să-mi rup bățul ăsta. Poate se poate repara. Exact de la jumatea. Primul element. Hai, mă. Da. Ceva îi agățat, cred că. Ce fain arată, cu atâtea semințe. Am tot văzut ceva activitate aproape de mijlocul Mureșului. A tot sărit ceva acolo, ori răpitor, ori ceva crap.
Da, nu, nu știu sigur. Mai le las vreo 5 minute și le strâng pe astea. Și ăla la pește mai mare o să las până se întunecă ca lumea. Pe ăla îl strâng ultimul. Dar aici la astea am mai umblat așa la ele, dar nimic hotărât. Cum am zis, aici este o gaură, o groapă, destul de adâncă, 3-4 metri are. Și încă o chestie, Mureșul a scăzut cu destul de mult. Cred că cu... Uitați, era până aici unde se vede pe iud. Și în 2-3 ore cât am pescuit eu, a scăzut o grămadă. Nu știu, la fidere, când mai vin, nu știu, ori merg, îmi face cu ochiul locul ăla unde e copacul ăla căzut acolo, ori încerc să merg acolo, cumva văd că acolo se poate pescui și să dau înspre copac. Dar trebuie întâi să văd să fie apa adâncă, că așa locul ăsta de aici este super fain, este adâncă apa, aproape de mal. Și mi-a dat ceva emoții, chiar dacă n-am prins nimic. Acum nu știu ce o fi tras, ce o fi fost, dar trebuie insistat, eu am venit mai mult așa de control. La fidere mai mișca cât de cât așa, dar nu, nimic hotărât la virmuș. Bă, oricum cu nada asta care mi-a rămas, o să o bag la congelator, nu o arunc. Mai vine o data viitoare, pregătit să stau 2-3 zile, poate mai mult. Dar tot așa trebuie să îmi găsesc un loc fain, cu apa adâncă. Cum aici e fain că aici stă apa. Aici chiar stă apa ca lumea. Acolo văd că curge spre copacul ăla, dar sigur și ăla e bun locul. Oricum, cum am zis, le strâng pe astea și ăla rămâne ultimul. Nu, gata. O iau spre casă, n-am prins nimic, dar am așa un sentiment că locurile astea au potențial uriaș și se pot prinde pești frumoși aici. Mă refer la crapi, pitofagi, amuri, dar trebuie insistat, trebuie nădit. Eu am venit mai mult așa în control turele astea. Cum am zis, pe partea alaltă am văzut locuri faine, deci și pe partea asta, deci locuri sunt. Data viitoare, când vin, o să încerc tot aici unde am dat după crap, după pește mai mare. O să dau cu 4 bețe și o să încerc, deci doar la crap, eventual și la mreană cu din ăla. Eventual și la mreană, am uitat cum îi zice acum la ăla. No. Și o să stau 2-3 zile. Nu mai stau așa. Am văzut acum, chiar sunt locuri cu potențial. Și eu am avut ceva emoții la un moment dat, am avut o trăsătură faină. Adică ran în toată regula. Dar nu, până am ajuns acolo nu a mai fost nimic. Oricum, îmi plac locurile și deci clar o să mai vin. Acum, teoretic, zilele astea ar trebui să, adică chiar mâine poate pornesc spre Dunăre. Probabil când postez clipul ăsta eu deja... Când voi uita la clipul ăsta, probabil sunt deja pe Dunăre. Dar nu. Deci cum ar veni mâine, ar trebui să plec pe Dunăre. Dar să văd ce se mai întâmplă. No. Până la următorul clip, vă salut și să ne vedem cu bine pe malurile.